joia patimilor. Foarte multe s-a întâmplat în joia aceasta mare legate de ultima săptămână lui Hristos pe pământ. Aș vrea decât să aduc în evidență un lucru. În joia aceasta s-a sărbătorit Paștele și Domnul Iisus a spus ucenicilor că de mult dorea să sărbătorească împreună cu ei Paștele. S-a dus la masa de Paște cu mielul, cu azimile, dar și cu paharele de vin. La masa de Paște se beau 4 pahare de vin. Întotdeauna când era Paștele, evreii, în timp ce cântau halelul, beau și din paharele de vin, din 3 pahare. Dar pe al patrulea, de fiecare dată, îl torna înapoi în carafă, îl punea înapoi în burduf, pentru că al patrulea era paharul pe care îl aștepta pe Mesia. În seara în care a cinat cu ucenicii, după ce au cântat, după ce au mâncat, după ce au băut cele 3 pahare, Hristos ridică un pahar și spune: iată legământul cel nou. Toată lumea a rămas șocată, toată lumea a rămas primit. Și spune: acesta este legământul cel nou care se face în sângele meu. Să face lucrul ăsta spre pomenirea mea. Și din joia aceea mare, noi sărbătorim pe Domnul Iisus împărtășindu-ne și împărțind paharul între noi. Al patrulea pahar îl aștepta pe Mesia, în seara aceea de Paște. Mesia a fost cel care l-a băut. Niciodată evreii, mii de ani, nu băuse din al patrulea pahar. Astăzi evreii care sunt nemesiani și care nu-L cunosc pe Iisus Hristos ca Mesia sau care nu vor să-L recunoască pe Hristos ca Mesia, nici astăzi evreii nu beau al patrulea pahar. Dacă ne ducem în casele evreilor de Paștele acesta 2023, ei iau paharul pe masă și îl toarnă înapoi în caraf. Mesia a venit și nu numai că ne-a dat nouă să împărțim paharul, dar a murit pentru noi și sângele este sângele Lui, este sângele cel nou al legământului. Cei care sunt sub legământul Lui au păcatele iertate, sunt eliberați și într-o zi se vor întâlni cu cerul. Dumnezeu să vă binecuvântează și să luați parte la masa aceea din cer. A spus Domnul: nu voi mai bea mult cu voi, beau paharul acesta și îl vom mai bea din nou în împărăție. Și așteptăm într-o zi să luăm parte la cina cea mare. Pe toți ne așteaptă masa noastră în cer.